Salut, eu sunt Kawasaki și astăzi o să facem al doilea bike check, dar la a doua bicicletă data asta, pentru că am fost întrebat ce bicicletă e, ce geometrie are și astăzi o să vă arăt bicicleta în sine, pentru că nu prea am făcut poze cu ea și am pus-o pe story doar așa, poză cu ghidonul, cu pipa și o să vă spun și ce geometrie are și ce buget am băgat în această bicicletă față de cealaltă crom. Și acum hai să începem cu începutul. Avem niște manșoane Eclat Pulsar, cu niște bani în tot Eclat, presupun că tot de la ele, habar n-am. Stați că mi s-a spus în cască să mă lălăi un pic. O luăm de la capăt. Păi nu e de la capăt. Păi nu e de la capăt. Dar mă reîntorc la subiectul principal. Mă, manșoanele astea îmi plac, doar că sunt cam lipicioase. Sunt bune când te dai și când ai rotate și așa, doar că la bar spin cam te încurcă un pic. Nu știu, mi se pare așa. Nu știu, parcă nu poți dai drumul la ghidon, că ți se lipește de degete. Bă, de tocit nu prea văd că s-au tocit. Au fost ale lui Dani și nu cred că le-a tocit așa. S-au dat de mult timp. De când mi le avea? De vreo... Le avea, mă rog. Și nu s-au tocit, deci nu se tocit nici. Dar mie înseamnă că sunt bune. Deci le recomand și pe astea. Și acum, abia acum atingem la ghidon. Cum am spus, un ghidon Haro de 9, destul de ușor. Însă mi se pare cam mic pentru mine, nu știu de ce. Mi se pare mic, stau cam cocoșat pe el, un puțin, nu mult, dar e ok. Deci dacă ești mai scund, e bun ghidonul de tine. Însă la ghidon compensează mult pipa. Am o pipă Shadow Odin de 48 de mm lungime și raizul, nu știu, foarte mare, mă rog, care înalță destul de mult ca să-mi fie mie bine să stau comod pe el. Avem un headset Salt, era să zic Shadow. Am un Shadow, un... Ai vrea tu Shadow? Aș vrea eu, deja mi-a rămas în cap Shadow. Un headset Salt de la Bounce, Vlad Bounce, l-am păstrat. Am făcut o achiziție scurtă și pipa o am de la Dani și mașinile la fel. Headset-ul e super bun, doar că nu-mi prea îmi place mie Salt-ul, nu știu de ce. Am pe cealaltă bicicletă am headset de la Odyssey și mi se pare mult mai bun ăla și a ținut-o pe aia și în praf, ploaie, nisoare, săraca și încă merge bine. Ăsta are 2 luni, cred, de când a fost montat și deja aici, la ăsta de jos, se înțepenește, trăsnește, are mult nisip în el, nu știu de ce. E pe cărbune și de aia. Da, e pe cărbune, cum a zis domnul din cască, voi nu vedeți casca că e ascunsă, e de aia minusculă, micro, dar o folosesc la bac, gen, am folosit-o de fapt la bac. Hai că am folosit-o dacă e. Pe bicicletă vine și o furcă Odyssey R32, nu am un R25 pentru că, nu știu, am zis să pun R32 pe ea și o echilibrează destul de mult pentru geometria cadrului și o ține un pic mai sus și patele un pic cam scurt, față un pic cam scurtă și din cauza furcii, ținând roada un pic mai în față, având 32 de milimetri la dropout, o simt un pic mai lungă și asta e ok pentru că înainte când aveam furca cealaltă de la Haro, era prea scurtă. Dădeam un 3 și picam în 9 sau picam prea pe spate. Acum pic și o bicicleta ok și egal. Și acum să trecem la cadru. Avem un cadru Darmur de 25 cu 13 în spate și cu standover de 55, parcă. E mult mai mic decât cel de la Total. Cadrul e ușor, e scurt, e super bun de rotații, însă dacă ai picioarele cam lungi, așa, dai cu genunchiul foarte mult în pipă și o să te duci la spital cu genunchiul operat. Ceea ce nu ne dorim. Adică am pățit-o eu acum câteva zile, am dat un tep și eram în tep și eram acolo gen ah, să moară, să facă, să dreagă. Mă durea, dădeam tep, să o păiam și mă durea piciorul efectiv, dar tot l-am dat. Ăsta e singurul dezavantaj al cadrului, că te lovești în genunchi foarte mult, în pipă sau în zona ghidonului de aici, de la, nu mai știu cum se numește, crossbar, ceva genul. A, și că la telip sau, da, la telip frești foarte mult șaua, călcâiul, pentru că nu știu, nu pot să țin șaua prea sus pentru că e prea sus pentru cadrul ăsta și dacă o țin prea jos, mă lovesc prea mult în gleznă cu șaua. Avem un angrenaj Haro de 175 de mm, cam greuț, dar e bun momentan. Mă gândesc, poate o să-l schimb, dar nu acum. Până atunci e suficient. Pedalele sunt Darmur, sunt super bune, au un grip foarte bun, se tocesc super greu și se vede aici că se tocesc super greu. Singurul dezavantaj la pedale e că se mai desface din când în când, dar o dată la o săptămână, două sau ceva genul. Stați că se ajustează vulturul. Se vorbește acolo, așa îmi spune, ca să vorbesc acolo. Am niște cauciucuri de la Fitbike, mi se pare, de 22.5 grosime. Îmi plac că sunt super groase. Când dau cu ele în cioburi, nu fac nicio pană absolut, spar ciobul. Asta îmi convine, doar că
pe timp de ploaie sau nisip sunt foarte alunecoase. Deci cu asta într-o curbă la viteză ai căzut, nu mai e, gata, e jale. Pe timp de ploaie sau nisip. A, da, pe timp de, da, las, nu contează. Pe timp de ploaie sau nisip e ok. În caz că trăiți în Sahara e ok. Sunt, nu sunt bune pentru Sahara, vă zic eu. Acum mai nou nisipul e un anotimp. Bun, avem o foaie Shadow Sabotaj de 25 de dinți. Mi-a spus domnul regizor Șandor Ionuț că această foaie este super bună, este cea mai șmecheră din lume. Doar că a mea este pe negru, ca săracii, el o are pe... cum era? Ignite? Ignite, wow, așa. Wow, be careful. Wow, wow, be careful. Nu am folosit guardul de la foaie, deci nu știu cât de bună rezistent e. Dar știu că e foarte rezistent, că se dă Șandor pe foaia asta și nu are nimic ca acest guard de plastic. Și în caz că se tocește, se poate schimba, cresper, nu știu. Lanțul, nu știu ce lanț e. L-am primit la cadru, gen bicicleta a fost stoc, darmuri și lanțul a venit... Nu am lanțul la gât. Păi e lanțul la de gât, bă. A, e lanțul la de gât, așa mi-a zis în cască. A venit niște căpăcele de la Maurizio, Oislic, asta ne-a primit Moca. Și acum hai să vedem ce a mai rămas. Șaua, cred că am specificat de anul. Nu. Avem o șa Haro Combo de piele cu un material, cred că textil aici în spate, dar nu prea pare textil. Este foarte aspru, ceea ce e bine că la tele când freci de piciorul călcâiul în cască, mai dai cu piciorul din când în când în șa, nu se rupe, asta e perfect. Însă logo-ul de la Haro de aici, de pe șa, nu prea se... nu prea rămâne pe șa aia, asta este problema, se decoase de aici, se descoase. Contează că aveți o șa, asta e tot ce mai contează și este comodă. Deci în caz că aveți probleme la... Așa, hai să revenim. Roțile, avem niște roți stock Haro. Butucul spate are un mecanism mult mai ciudat, mai străvechi, așa mai de bătrâni. El are zimții în driver și clicheții în butuc. Normal la un butuc normal. N-am să repet cuvântul și de așa mi s-a spus în cască. Noi avem clicheții în pe driver și zimții în butuc. Doar că la acest butuc este tocmai invers. Nu știu de ce. Nu știu, se învârte ok, decent. E, da, este foarte silențios, asta e singura problemă, că este super silențios butucul ăsta. Mai scapă ocazional, din cauza că clicheții fiind în butuc și având un inel care susține acolo clicheții respectivi, uneori mai rămâne un clichet apăsat în poziția aia și rămâne așa și de aia mai scapă. Și când scapă se aude de zici că se rupe toată bicicleta. Dar e în regulă, e în regulă. Roata față, ce să pot să zic, are un butuc la fel tot Harostop pe rulment. Nimic, asta îmi place, că se învârte foarte mult. Hai să trecem la subiect. Opa, am tras de cablă la manjurat de regizorul. Și acum hai să vă explic cum am făcut eu bicicleta asta. Mi s-a pus întrebarea în caz că voi nu auziți, dar vă răspund eu. Mi-am făcut bicicleta asta pentru că cealaltă fiind cromată și cu Oizix, nu o pot lua mereu pe ploaie sau pe frig afară pentru că ruginește și nu vreau să ruginească cadrul sau asta, pentru că rugina superficială când apare o poți lua de pe cadru, doar că în timp ea dacă stă acolo ajunge la metal, de la metal se ajunge la fisură și dacă s-a rupt cadrul, nu vreau să mă duc să sudez acel cadru pentru că e un cadru crom și vreau să rămână intact și plus că, na, firmă, total kilabi. Cu bicicleta asta poți să ieși pe ploaie pentru că e neagră, rugina se ia super ușor de pe ea și în caz că s-a zgâriat, pe asta o pot revopsi. Mă duc oriunde, la orice magazin de vopsea. Îi dau un spray de ăla, așa cum zic băieții, pe, în partea pe alea livezilor. Îi dau un spray de ăla așa repede și gata, e ca nouă. Cât valorează bicicleta? Mi s-a spus în cască. Prima oară bicicleta a fost una Haro Stock, un cadru de 21 cu 13.5 în spate și cu standover de 9. Tank, ce pot să zic, limuzină. Cromat, doar că era super greu, așa că am schimbat-o cu cadru acesta fără niciun ban. Iar eu pe bicicletă am dat cam 1200 de lei. Am dat de la Maurizio. Furca, headset-ul, pipa de la Dani, foaia de la Bounce și ce am mai luat? Cam atâta. Am dat în jur de 1600 de lei. Deci o bicicletă de 1600 de lei care e super bună la rotații, nu este grea și e neagră. Te vopsește. Efectiv, dacă ești un de la disperat după culoare și după estetică și ai văzut angrenajul zgâriat sau că a ajuns la metal, du-te frate în Kaufland, oriunde sau unde găsești sau la un de la de magazin de mașini, ai atunci pești și ți-ai făcut-o neagră. În principiu nu vreau să pun cauciucuri cu bandă de asta așa maro, galbenă maro, dar am zis că de ce să cumpăr Maxxis când am niște cauciucuri la 200 de lei. Deci practic e 100 de lei un cauciuc sau mai ieftin, cred că sunt 90 de lei cauciucurile și cauciucuri de 90 de lei care sunt super rezistente și nu faci pană deloc cu ele. Asta e perfect. De ce îmi place ce mai mult bicicleta asta? Îmi place mult pentru că e scurtă, se rotește repede, la telip e
pe rachetă, din dau tele pe ea first try din prima. Da, first try din prima. V-am tradus eu cuvântul din engleză. Wow, be careful, poți să pierzi tot. Și că pot să dau point bar super lejer, pentru că ghidonul fiind de 9 și fiind tăiat de mine, că era la 30 lățime, am mai mult loc să dau bar și nu știu. Da, mi s-a zis domnul regizorul din spate, am roțile foarte strâmbe pe cealaltă bicicletă și trebuie să le refac și până le refac mai durează, doar că bicicleta asta față de cealaltă, aia e mai echilibrată, asta e mai neechilibrată practic, adică are momente când mă duc prea pe spate cu ea, mă duc prea pe față și cealaltă rămâne într-o poziție corectă în aer. Asta e mai racheta asta decât cealaltă. Da, asta e mai racheta de față decât cealaltă. Până merg eu să dau niște tricuri cu ea, va trebui să filmăm câteva cadre cu bicicleta și cu piesele respective. Ca să vedeți din de aproape, să vedeți și sticlul la mare cu șandurile 11 pe care la ruși l-are schimbat, aveți grijă. Să zic că am un înger care trebuie să vină. Salut! A apărut îngerul. Așa, bine, e negru, nu știu de ce e negru. De ce ești negru? Are și alb, gata, salb. Acum e alb. Mamă, are mi-i la mine. Are metale roți ăsta în fiare, în oase. Hai, lasă-mă. Da, băi, zic să mergi. Da, hai să filmăm bicicleta și hai să ne dăm. Hai că nu mai, gata, nu mai merge. Bă, mă, aici ți-am de furca asta, e furca aia din manual fără roata față. A vopsit-o Dănuțul frumos, n-am pățit nimic. E vopsită frumos acum și o să facem giveaway. Dar încă nu vă anunțăm pe ce cont de Instagram este giveaway sau ce să conțină. Important e că o să conțină și furca asta. După ce ne mai gândim după ce mai este, băgăm. După ce este gata tot pachetul la giveaway, o să fie o postare și acolo o să găsiți voi, o să fiți anunțat mai încolo. Regulament, atunci, chestii, nebunii. Până atunci, clopoțelul, că altfel nu o să știți când o să apară. Și follow pe Instagram. Da, și follow pe Instagram. Mai important. Deci concluzia e că asta o să fie sigur. Așa că până atunci vă lăsăm cu tricurile ca vă sac. Haide, frate. Da. Mamă, first try! Bravo! Oh. Cam asta a fost bike check-ul. Cam asta. Cred că vine trucariciu. Cam asta a fost bike-ul. Băi, e prea rachetă, nu pot să-l stăpânesc. Și deja m-am obosit. Da, m-am intipat, am dat Terry first try. Bravo mie. Să dați like, să porniți clopotelul, să fiți atenți la pagina de Instagram al lui Shandor, a mea sau nu se știe încă, pentru că nu știi niciodată când apare giveaway-ul și aveți dacă grijă. Dacă vreți să câștigați furca, dacă nu... Da, asta de așa că nu e doar furca, mai e și ceva pe lângă, dar nu vă spunem, v-am arătat decât o chestie așa, un fel de... La final. Un fel de behind, be careful, wow. Avem un membru din... Avem un membru al canalului. Să-i dea Dumnezeu sănătate și măicuța domnului Bălăcescu, Elena Nicoleta, Doamne ajută! S-a zis! Mulțumim Nicoleta că ne susții. Suntem săraci, vrem biciclete, vrem astea, abonați-vă ca să avem bani. Mi-a spart capul, glumeam. Numai mă, deci vă rog eu frumos, nu mai băgați seama pe Dani, că el e nebun. Din cauza lui, se dezabonează oameni. Nu, voi trebuie să vă abonați. Voi dacă veți acolo 100.000, mai băgați. Trebuie să vă abonați la mine, la mine, să fac 500. Ce 500, mă? De subscriber, ca să mă apuc de vlogger, Sunt înaintea lui, Să mă fac. Da, deci până îi lăsăm pe băieții ăștia să se certe, like, share, subscribe, nebunii, follow pe Insta la băieți, la Kawasaki, la Dani și mai ales la Schemix-ul lui Kawasaki. Adică lui, de fapt, nu la Schemix, mă rog, în fine. Și la Shandorin și nu uitați de funcția de membrii canalului, așa că ne vedem în vlogul următoare. Pa.